În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Vă binevestez vouă bucurie mare care va fi pentru tot poporul. Acest cuvânt l-a rostit Îngerul Domnului în noaptea în care s-a născut pruncul Iisus. Iar astăzi se împlinește această profeție a Îngerului Domnului în sensul că un om trăiește această bucurie mare pe care a adus-o Domnul nostru Iisus Hristos. Evanghelia ne prezintă astăzi pe unul dintre cei mai bucuroși oameni care au trăit vreodată. Numele lui este Zaheu. Și se spune în Sfânta Scriptură, în Evanghelia după Luca, că acest Zaheu era mai marele vameșilor sau șeful vameșilor din Ierihon. Iar Ierihonul era a doua localitate ca importanță, ca mărime din Țara Sfântă în acele timpuri. Era o localitate foarte importantă. Și se spune că Mântuitorul a trecut prin Ierihon și la un moment dat acest Zaheu, mai marele vameșilor, a avut această curiozitate să-L vadă pe Iisus Hristos. Însă fiind mic de statură, nu reușea să-L vadă. Și atunci a alergat înainte pe drumul pe care se gândea el că va merge Domnul nostru Iisus Hristos și s-a urcat într-un sicomor, într-un pom asemănător cu dudul. Și de acolo îl privea pe Iisus Hristos care se apropia. Și când Mântuitorul a ajuns în dreptul sicomorului, s-a uitat în sus și l-a văzut pe Zaheu și a zis: Zahee, coboară de grab, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și se spune în Evanghelie că s-a coborât de grabă și l-a primit bucurându-se. Deci Mântuitorul s-a autoinvitat în casa lui Zaheu, iar Zaheu cu foarte multă bucurie l-a primit în casa lui. Și după ce a intrat în casa lui, toți cei care asistau au început să murmure, să judece în sinea lor că Iisus Hristos face ceva nepotrivit. Vameșii fiind categoria cea mai coruptă a timpului, vameșii erau exponenții corupției. Și știm că dintotdeauna, nu doar în zilele noastre, dintotdeauna oamenii foarte corupți au fost antipatici din punct de vedere social. Și atunci ca și astăzi, și astăzi ca și atunci. Și Zaheu era probabil unul dintre cel mai antipatic personaj al timpului, fiind șeful vameșilor. Și cu siguranță era și unul dintre cei mai corupți oameni ai timpului. Și atunci am zice noi, cei păcătoși, pe drept cuvânt, conaționalii Mântuitorului îl judecau pe Mântuitorul că a intrat la un om păcătos. Însă Zaheu, fără să ține cont de murmurul celorlalți, fără să-l intereseze de ce spun ceilalți, la un moment dat, în timp ce Mântuitorul cu apostolii lui erau în casa lui și discutau, se spune că a stat în picioare, s-a ridicat în picioare înaintea Mântuitorului și a făcut un legământ, am zice noi, a făcut o promisiune, a făcut un jurământ, deși nu se folosesc aceste cuvinte. Dar ceea ce se întâmplă acum are acest conținut. Și a stat în mijlocul Mântuitorului, în mijlocul locului, lângă Mântuitorul, în fața Mântuitorului și a zis: jumătate din averea mea o dau săracilor. Și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Și atunci Mântuitorul a exclamat: astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, că și acesta este fiul lui Avram, că fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Așadar vă spuneam că Zaheu este unul dintre cei mai bucuroși oameni care a trăit vreodată în lumea aceasta. Și nu exagerez deloc. Iar bucuria lui nu provine de la banii mulți pe care îi avea. Pentru că Zaheu avea mulți bani, era foarte bogat. Era putre de bogat, am zice noi, probabil era unul dintre cei mai bogați oameni ai timpului din Țara Sfântă. Bucuria lui nu venea nici de la prietenii pe care avea. Și bănuim că nu avea puțin prieteni, pentru că de obicei în preajma oamenilor foarte bogați și cu o poziție socială înaltă, roiesc mulți oameni. Bucuria lui Zaheu nu venea nici de la funcția pe care o avea. Era mai marele vameșilor, era șeful vameșilor și câți nu și-ar fi dorit această funcție? Mii de oameni probabil și-ar fi dorit această funcție și-ar fi făcut orice ca să obțină această funcție. Așa cum în zilele noastre o funcție importantă este dorită de mulți și sunt mulți care ar face orice pentru a obține acea funcție. Fac tot felul de compromisuri morale sau de altă natură. Bucuria lui Zaheu nu vine nici dintr-o călătorie specială pe care ar fi făcut-o sau din altceva
din lucrurile omenești care ne produc nouă bucurie. Bucuria lui Zaheu vine din faptul că, în primul și în primul rând, că Domnul nostru Iisus Hristos a avut această inițiativă să intre în casa lui, că i-a făcut această cinste, să intre Iisus Hristos în casa lui. Nu se aștepta. Nici măcar n-a îndrăznit Zaheu să vorbească cu Iisus Hristos. N-a îndrăznit, deși teoretic era un om cu o poziție socială înaltă și avea îndrăzneala la el acasă. Ar fi putut să iasă în întâmpinarea lui Iisus Hristos și să-i ceară să intre în casa lui, sau cel puțin să stea de vorbă cu el, așa cum alții au făcut-o. Însă Zaheu, probabil în sinea lui, știa cine este, știa că este exponentul corupției și că este o distanță morală mare între el și Iisus Hristos și nici măcar n-a îndrăznit acest lucru. Însă Mântuitorul l-a surprins. Și când a văzut că Mântuitorul intră în casa lui, se autoinvită, s-a bucurat foarte mult. Apoi al doilea motiv pentru care s-a bucurat Zaheu a fost faptul că Iisus Hristos nu l-a condamnat. Toți ceilalți îl condamnau pe Zaheu, așa cum se întâmplă și în zilele noastre, când societatea condamnă oamenii corupți. Îi condamnă, îi judecă, îi fac în fel și chip. Probabil pe drept, din punct de vedere social. Însă la Dumnezeu lucrurile sunt puțin diferit. Iisus Hristos nu l-a condamnat pe acest Zaheu. Ar fi putut, imaginați-vă, când a trecut pe lângă sicomor, să se fi oprit și să fi zis: șarpe, viperă, lupule, pui de năpârcă, tu care ești exponentul corupției, care jegmănești poporul, care iei bogăția oamenilor sau sărăcia lor, că de cele mai multe ori din puținul lor vame și luau. Ar fi putut să-l mustre așa cum altă dată i-a mustrat pe farisei. Să-i zică: mormânt văruit, să-l facă în fel și chip. Poate că în sinea lui Zaheu se aștepta și poate că merita. Însă vedeți că Mântuitorul se oprește și nu zice nimic din aceste cuvinte. Nu-l ceartă, nu-l mustră, nu-l condamnă, așa cum ceilalți făceau în sinea lui. Și acest lucru a fost un motiv de bucurie pentru Zaheu. Și noi când facem păcate și când facem lucruri rele, nu ne bucurăm să fim certați, deși în sinea noastră știm că am greșit. Deși în sinea noastră știm că am făcut un lucru rău. Și chiar dacă am făcut un lucru rău, așteptăm ca societatea să fie îngăduitoare cu noi. Niciunul dintre noi nu zice: da, am greșit, vă rog frumos, certați-mă. Am greșit, condamnați-mă. Nimeni. Toți așteptăm indulgență. Toți așteptăm milă. Toți așteptăm circumstanțe atenuante. La fel și Zaheu a așteptat probabil în sinea lui acest lucru și a primit de la Dumnezeu, prin Iisus Hristos, într-adevăr această bucurie. N-a fost condamnat, n-a fost judecat. Și nu în ultimul rând, bucuria lui Zaheu provine din faptul că el a înțeles atunci că Iisus Hristos a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. El a înțeles că Iisus Hristos nu este un judecător rău, că Iisus Hristos nu dorește moartea păcătosului, că Iisus Hristos nu dorește distrugerea celor răi, ci El dorește reabilitarea lor, întoarcerea lor, mântuirea lor, salvarea lor. Și că este de un milion de ori mai important să găsești căi de a-L face pe cineva să se întoarcă, decât să găsești căi de a-L condamna. Vedeți, societatea de astăzi este obsedată să condamne răul, să sancționeze răul. În schimb, Iisus Hristos era obsedat, dacă ni se permite să folosim acest cuvânt, să salveze omul de corupție, să-l reabiliteze pe om, să-l întoarcă, să-l corecteze. Societatea de astăzi nu este obsedată să corecteze răul, doar să sancționeze. Vedeți, sunt mulți oameni care se pornesc cu foarte multă ură asupra celor răi, asupra corupților, dar nu se pornesc cu gândul de a ajuta să se corecteze. Se pornesc doar cu gândul de a se răzbuna, de a face rău, de a satisface propria pornire, de fapt, rea. Pentru că atunci când pornești cu multă răutate, cu multă răzbunare asupra celuilalt, de fapt, tu îți satisfaci o sete ascunsă, o sete de sânge, o sete de revoltă, o sete de sancționare. Mântuitorul nu avea această poftă. Mântuitorul nu avea această patimă pe care noi, societatea, o avem și pe care ne-o manifestăm pe fondul corupției. Corupția există, a existat de când e lumea și va exista până la sfârșitul lumii.
Însă nouă creștinilor nu ne este permis acest comportament, să ne satisfacem setea de sânge sub pretextul corupției. Noi luptăm împotriva corupției, dar armele noastre sunt puțin diferite. Cum luptăm noi împotriva corupției? Transformându-ne noi în oameni corecți, devenind noi corecți și iradind în jurul nostru corectitudine și îndreptare și bunătate. Și Zaheu a înțeles acest lucru în câteva clipe, că nu era un om prost. Vă dați seama că n-ajungea mai marele vameșilor un om tântălău. Cu siguranță că Zaheu avea o minte bună, cel puțin inteligență socială cu siguranță avea. Pentru că pentru aceste funcții ai nevoie de o inteligență socială ridicată. Nu era om de știință, nu avea nevoie de inteligență matematică sau de alte tipuri de inteligență. Dar cu siguranță inteligența socială o avea la nivel ridicat. Știa să lucreze cu oameni, știa să citească oamenii. Pentru că el asta făcea în fiecare zi, lucra cu oameni. Și lucra cu oameni vicleni, cu oameni corupți. Și el întotdeauna trebuia să știe să citească dincolo de cuvinte, dincolo de gesturi, să ajungă la adevărul pe care îl interesa pe el. Și în cazul de față că l-a întâlnit pe Hristos, l-a citit pe Hristos într-o clipă, că el este un om de bună credință, că este trimisul lui Dumnezeu și că vrea să-l mântuiască pe cel pierdut. Și văzând toate aceste lucruri, în sufletul lui s-a produs o mare, mare, mare bucurie pe care noi probabil nu putem înțelege, nu putem descrie în cuvinte. Și ce este mai frumos, să vezi care sunt consecințele bucuriei. Când un om trăiește o bucurie autentică, o bucurie care vine de la Dumnezeu, o bucurie care vine de la Hristos, atunci acea bucurie are niște consecințe. Și care este prima consecință din viața lui Zaheu? Devine milostiv, devine darnic. El nu era milostiv, nu era darnic, era corupt, era lacom, era exponentul lăcomiei. Și să știți că oamenii corupți nu sunt milostivi. Oamenii bogați nu sunt milostivi. Pentru că cu cât ești mai bogat, cu atât devii mai lacom. Lăcomia merge mână în mână cu bogăția. Pentru că bogăția stimulează lăcomia. Nu bogăția în sine este vinovată. Există și oameni bogați care nu sunt lacom. Dar acei oameni sunt credincioși, sunt foarte credincioși. În schimb, dacă ești necredincios și ești bogat, ești foarte vulnerabil, pentru că acea bogăție, pe fondul necredinței tale, se transformă într-o mare lăcomie. Și de aceea oamenii bogați fără de Dumnezeu nu mai au limite. Și noi stăm și ne uităm la televizor și privim și judecăm și zicem, dar nu se mai satură, uite câte are. Nu se mai satură, pentru că fiind necredincios, lăcomia tot crește. Și biologic e valabil, dacă iei un om foarte gras și flămând și îl pui să-și împartă mâncarea cu un om flămând, o să-și împartă mult mai greu mâncarea decât unul care este slab și care este la fel de flămând. Pentru că cel gras o să aibă impresia în sinea lui că nu-i ajunge, că nu o să se sature, că e prea puțin pentru el ca să împartă și cu alții. Omul slab, în schimb, va împărți mai ușor. Așa, asta e diferența între omul bogat și omul sărac. Omul sărac împarte mai ușor decât omul bogat. Pentru că, repet, omul bogat are stimulată lăcomia mult mai puternic decât omul sărac. Și atunci Zaheu, vedem că deși era lacom până la întâlnirea cu Hristos, era zgârcit, am zice noi, dintr-o dată devine foarte milostiv. Și fiți atenți ce spune el. S-a ridicat înaintea lui Iisus Hristos și a spus, jumătate din averea mea o dau săracilor. Jumătate. N-a zis nici măcar 10%. În mod obișnuit, evreul cel mai credincios dădea anual zeciuială. Plătea zeciuială, adică a 10-a parte din tot ceea ce câștiga, dădea la biserică, dădea la templu. Și făcea și fapte de milostenie. 10% era maximum și cei care dădeau zeciuială erau lăudați. Zaheu dă jumătate. Eu n-am mai întâlnit încă un om care să spună jumătate din averea mea o dau săracilor. Jumătate din ce am câștigat eu în viața aceasta, de astăzi m-am hotărât să dau altora. Nu săracilor, rudenilor. Că noi nici măcar rudenilor nu le dăm, că zicem, nu, de ce să-i dau? Și-a luat parte, a dat mama și tata, i-a dat lui altceva, nu mai dau și eu. Dar rămite săraci. Deci noi suntem extrem de departe de Zaheu, de asta Zaheu este impresionant. Deci el zice, jumătate dau săracilor.
Dintr-o dată, bucuria enormă din sufletul lui anulează lăcomia. Și după aceea ce zice mai departe? Iar un lucru impresionant. Dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit de 4 ori. Eu am întâlnit în viață oameni care au păgubit pe alții și au zis, da, trebuie să-i întorc paguba că l-am păgubit. Odată. Unul la unul. Poate că or fi unii care au fi zis, da, te-am păgubit, îți dau de 2 ori înapoi. Dar om care se dea de 4 ori înapoi, n-am întâlnit. Om care se zică de 4 ori, îți dau de 4 ori mai mult decât am beneficiat eu de pe urma ta. Nu există. Sau cel puțin eu nu știu cazul. Dacă știți dumneavoastră, probabil acel om e cu adevărat fericit. De Zahiu, vedeți, renunță la jumătate și din jumătatea care rămâne, s-apucă să despăgubească pe cei pe care i-a păgubit. Și gândiți-vă că nu erau puțini. Că Zahiu a fost corupt până în măduva oaselor. Și erau mulți pe care i-a nedreptățit. Erau mulți pe care i-a abuzat din punct de vedere material. Erau mulți de la care a luat. Că atunci aveau libertate, nu ca acum. Acum se mai tem de camerele de supraveghere, se mai tem de înregistrări, se mai tem de poliție sau de organele statului care își mai fac datoria. Atunci nu se temeau de nimic. Vameșii erau, făceau ce vroiau ei. Aveau legea de partea lor, trebuia să colecteze taxele și impozitele în numele stăpânitorilor, a romanilor, dar bineînțeles că își luau și ei partea și de cele mai multe ori își luau mult mai mult pentru ei decât pentru romani. Că așa erau oamenii pătimași și de aceea vameșii erau foarte bogați. Ca și astăzi, vameșii, vedeți că cei care lucrează la vamă sunt foarte bogați. Deși dacă ei, după salariile pe care le au, n-ar trebui să fie foarte bogați, dar sunt putreți de bogați și noi știm de ce sunt. Cu atât mai mult atunci când li se permitea aproape orice, sau cel puțin nu era cine să-i sancționeze. Deci acesta este al doilea motiv, sau a doua consecință a bucuriei, faptul că el s-a îndreptat. Din milostiv s-a îndreptat, sau cum zicem noi în limbaj bisericesc, s-a pocăit. Asta înseamnă să te pocăiești, să te îndrepți. El și-a corectat greșeala, dar într-un mod concret, deci nu ca o poveste, că noi zicem îmi pare rău. Eu nu început și asta că îți pare rău, că zici din gură. Dar greșeala pe care ai făcut-o trebuie și corectată. Nu e suficient că zici din gură. Și dacă poți să corectezi, de exemplu, dacă ai păgubit pe cineva material, teoretic poți să corectezi, întorcându-i omului înapoi paguba materială pe care i-ai făcut-o. Și Zahiu, vedeți că el se îndreaptă. Adică nu numai din acest moment își propune să nu mai nedreptățească pe nimeni și în plus să corecteze greșelile pe care le-a făcut. Asta înseamnă pocăință. Nu povești. Pocăință nu înseamnă niște vorbe. Da, îmi pare rău, gata, de astăzi m-am pocăit. Pocăință înseamnă fapte. Și așa cum păcatele ne însoțesc o viață întreagă, la fel și pocăința trebuie să ne însoțească o viață întreagă, pentru că rele facem în fiecare zi, mai mari sau mai mici. Și atunci și pocăința este o stare de o viață. Pocăința nu este o poveste, este o îndreptare. Cu fiecare zi care trece devenim mai buni, mai corecți, mai apropiați de Dumnezeu și de împlinirea poruncilor Lui. Apoi o altă consecință a bucuriei mari pe care o avea Zahiu este că devine credincios. Bucuria mare izvorâtă din prezența lui Hristos acolo se transformă în credință. Și Mântuitorul sesizează acest lucru și zice: astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, că și acesta este fiul al lui Avram. În ce sens vorbește Mântuitorul? Nu zice că este din punct de vedere biologic fiul al lui Avram. Că era un stră nepot de-a lui Avram. Și Zahiu, ca toți evrei, era un stră nepot al lui Avram. Nu în sens biologic vorbește Mântuitorul, ci în sens de urmaș în credință. Adică și Zahiu este atât de credincios sau la fel de credincios cum a fost Avram. În sensul acesta zice Mântuitorul că și acesta acum a devenit fiul lui Avram. Și bucuria aceasta mare, vedeți că aduce în suflet credință. Noi avem credință, dar uneori ne pierdem credința sau credința ni se împuținează, credința ne scade și avem nevoie de momente ca să ne reîntărim în credință.
Pentru Zaheu, prezența lui Hristos și bucuria mare pe care a făcut-o Hristos prin venirea în casa lui s-a transformat în credință. Bucuria a devenit credință la el și a crezut în Hristos. Și nu în ultimul rând, bucuria pe care a avut-o Zaheu a devenit molipsitoare și s-a transferat și altora din jur. Și Mântuitorul spune că, într-adevăr, stările pe care le avem noi se transferă și celor din jur, așa cum stările negative, tristețea, deprimarea, catastrofarea, influențează și pe cei din jur. Și dacă stai în preajma unui om care catastrofează, care tot timpul vede lucrurile negru, și tu încet, încet începi să vezi lucrurile negru, te influențează. Și invers e valabil. Dacă stai în preajma unui om bucuros, în preajma unui om mulțumitor, în preajma unui om fericit, în preajma unui om împăcat, și tu te molipsești de această stare. Și spune Mântuitorul că nu numai pe pământ, ci și în ceruri. Ce zice Mântuitorul? Așa și în cer va fi multă bucurie pentru un păcătos care se pocăiește, mai mult decât pentru 99 de drepți care n-au nevoie de pocăință. Așa se face bucurie îngerilor lui Dumnezeu pentru un păcătos care se pocăiește. Deci când noi pe pământ ne îndreptăm, ne corectăm, devenim darnici, devenim milostivi, devenim credincioși, în acel moment se bucură cerul, se bucură Dumnezeu, se bucură sfinții, se bucură îngerii. Și vă spuneam săptămâna trecută, am învățat cu toții din Evanghelia de săptămâna trecută, că Dumnezeu așteaptă de la noi să fim mulțumitori, așa cum a fost acel bolnav lepros, care a venit și l-a slăvit pe Dumnezeu mulțumindu-i. Pe de o parte, Dumnezeu așteaptă de la noi să fim oameni mulțumitori. Un creștin adevărat este un mulțumitor, un om care știe să mulțumească. Astăzi învățăm că un creștin adevărat este un om bucuros, un om al bucuriei, un om al împăcării. Și atunci, știind că Dumnezeu așteaptă de la noi să fim și mulțumitori și că ne face acest mare dar al bucuriei, să ne deschidem sufletele, și noi, cum a făcut-o Zaheu, ca să-L primim pe Iisus Hristos în sufletele noastre, ca să auzim și noi cuvintele pe care le-a auzit Zaheu. Astăzi s-a făcut mântuire sufletului acestui om credincios. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.